Hello, hello, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Oana și pentru voi am pregătit astăzi un unboxing de la Avon. Da, Avon campania 3. Da, că suntem în martie, deci e campania 3. Majoritatea produselor pe care le-am în această comandă sunt pe comandă. Deci eu am doar câteva. Haideți să le desfacem. Acturica. Da. Ah, sunt câteva și smărunțele. Ok. Și nu el. Normal. Ok. La mulți ani, ziua femeii. A, da, voi că a fost în martie, da. Nu știam. Foarte drăguț. Acest mic flyer. Ce drăguț! Ritualul de iubire pentru tine. Savurează o cafea sau un ceai. Respiră 5 minute pe o bancă la soare. Bucură-te de prezent așa cum este acum. Îngrijește-ți tenul dimineața și seara. Cumpără-ți ceva doar pentru tine. Programează-te la analize. Stai, amintește-ți să stai și atât. Bucură-te de lucrurile mici în fiecare zi. Din fiecare zi și vorbește-ți frumos. Păi, da, niște chestii foarte benefice, ca să zic așa. Ții tu, obraznică, nu știu, are chef de mușcat. Ai chef de mușcat? Da? Anormal. Ca un iepuraș, vulpiță. Și te-a apucat? Nu știu ce are. Și canibal? Nu știu ce are. Astăzi e pe mușcat. În cazul în care, nu mai știu cum, campaniile anterioare cumpărai nu știu ce produse, făceai puncte. Eu am avut două puncte la make-up, nu știu ce, adunate pe acolo. Și am putut să iau un produs. Și l-am ales pe acesta cu 2 lei. Erau mult mai multe acolo, dar doar de asta am putut să beneficiez. Bubble Bath cu 500 de mililitri cu raspberry. Coacă zi și zmeură. Să ținem aici că de astea mai am, slavă Domnului. Am câteva ustensile pentru unghiuțe, sunt pe comandă. Avem așa o ustensilă, capă dublu pentru manicură. Da? Chiar nu mai țin minte cât a fost. Accesoriu pentru împingerea cuticulilor, capă dublu. Pentru cuticule, tot pe comandă, încă un accesoriu pentru unghie, trebuie să fie o forfecuță, asta, unghieră pentru unghii, wow, și am forfecuță, da, unghieră, foarte drăguț așa, un rose gold, asta este forfecuța, în aceeași nuanță, cred că în același material, la fel, alt accesoriu pentru manicură. Deci nu le voi desface pentru că sunt pe comandă. Tot pe comandă mai am și un ruj din asta nou. Nu știu de ce a venit așa desfăcut. În fine. A, da, măi. Nu, secundă. Asta este tot pe comandă. Este un ulei pentru buze. Este în Shimmering Petal. Hai că vi-l arăt așa, nu-l încerc, nu-l... Mamă, cât e de drăguț, așa arată, a fost 20 ceva de lei, chiar nu mai țin minte. Da, foarte drăguț cu sclipirici. Apoi, avem aici două rujuri ce s-au lansat în această campanie de la Hydromatic. Știți că erau acele rujuri mate care țineau foarte mult, adică acestea, care sunt super faine. Și acum au apărut și în varianta shiny. Mai lucioase. Deci erau mate, acum au apărut varianta lucioasă. Unul este pe comandă, unul l-am luat pentru că era ofertă. În cazul în care cumpărai unul era un preț, cred că 36 de lei era unul. Și în cazul în care luai două, erau 60 de lei ambele. Așa că am luat și eu unul ca să profităm amândouă de ofertă. Avem aici un mauve cream și un roseberry. Acest mauve cream
îl am pe comandă, deci nu îl voi desface, așa că îl voi desface pe acesta pe care îl am pentru mine, Roseberry. Da, este în același ambalaj, doar că este parcă altfel materialul de aici, este mai lucios. Da, și aceasta este nuanța. Da, foarte nice. Hai să vedem, să-l testăm. Aici, în mijloc, are acel nucleu pentru hidratare. Da, aceasta este nuanța. Știți bine cum e, nuanțe de genul îmi plac. Le combin cu... Unde ce frumos miroase. Ce bun, ce drăguț. Le combin cu un creion de buze mai închis. Și da, Noel și-a luat cățelușul pe aici prin spate și îl zbate pe Bobby. Exact cum o să o găsiți până acum, l-o ignorat total. Când mă pun eu să filmez, atunci ori latră din altă cameră, ori face prostii, atunci își găsește ea toate jucăriile, nu Noel? Bineînțeles, cine e fetiță obraznică? Da, hai, mușcă-mă așa, enervează-te. Ok? Am aici niște mustre de la Anew Skin Renewal Power Cream cu protinol și niacinamide. Un plic, o mostră era la 1,30 lei, în cazul în care luam 5, erau 5 lei toate, adică 1 lei fiecare. Și am zis că iau și eu să văd cam cum este această cremă. Și, why not? Mai dăm și la alții. În campania următoare se va lansa un parfum nou de la Today Tomorrow Always Everlasting. Știți că în campania trecută, ci că am primit o mostră, dar de fapt era doar cartonașul, nu era și mostra parfumului ca să testez. Este vorba de acest parfum, acesta este catalogul campaniei următoare. Și da, bineînțeles. Și am putut să cumpăr, bine, dacă voiam puteam să cumpăr parfumul întreg, dar era, nu știu, 80 ceva de lei, 90 de lei, nu știu, foarte agitat acum. Și... Deci puteam să iau și parfum întreg, așa, în full size. Era 85 de lei, da. Aveam parte și de reducere aferentă, dar nu, asta că nu-mi place. Nu le-am în full size, așa că am putut să le iau la 10 ml. 20 ceva de lei au fost. Și haideți să vedem ce e cu el. Și cu ocazia asta pot să vă citesc și nu mă trebuie. Viitorul catalog. Da, deci așa arată, are o nuanță de violet foarte drăguță. Haideți să vedem și cu el. Deci da, avem și parfumuri în această comandă. Uai, mamă, ați convenit așa un miros? Mamă, dar ce dulci, uai, dar ce fain e. Dulci, am simțit ceva cocos, dar nu cred că are cocos. Dar, da, mirosul specific, parfumurilor de la Eva, nu știu, ceva specific al lor. Unde ce fain e. Măi, simt o leacă de cocos, dar nu știu ce să zic. Aici zice doar de trei note, zice aici. Flori de migdal, flori de neroli și mosc. Dar eu simt și o leacă de cocos. Oricum, deci așa va arăta nouă parfum. Mamă, dar cât e de mișto, deci e foarte dulce, ușor fresh, da, e ușor floral, vedem după ce se așează cum o să fie, de obicei atunci îmi dau make-up, dar e fain, zice că parfum persistent care durează întreaga zi, testat și demonstrat că persistă până la 8 ore, da, foarte fain. Băi, chiar îmi place. Un parfum ideal pentru primăvară-vară. Bine, când e toropeala aia de 40 de grade, nu știu ce să zic. Dar până acum îmi place. Și uleios așa. Da, nice. Ok, și ultimul produs. Mă așteptam să fie ceva mai mic, dar e bine că e mai mărișor. Este un dispozitiv. Wellbeing Indulge. E un dispozitiv pe care îl umpli cu apă. Pui la congelator și cu gheața aia îți dai pe fățupă. Nu mai știu cum se cheamă, scuze. Dacă reușesc să găsesc undeva, o să vă las notat. Aulea, e destul de mărișor. Deci este așa, da? Are aici o gaură prin care se toarnă apa, pui în congelator și după ce s-o făcut cum trebuie, scos asta
și aici un glob de gheață și îți dai pe față, probabil pentru cearcăne, pentru ochi umflați și na. 20 ceva de lei a fost și ăsta și azi mai mult sori mi-a vrut. L-au văzut, o zic, păi îl vreau. Acum nu știu dacă poți combina și ceva uleiuri. Apă, parul nu, ceva pentru față, dacă vrei să folosești ceva anume. Interesant cel. Păi eu pun niște apă castraveță în gheț și dacă fac. Nu știam noi să luau castraveță. Da, pui apă și... Da, castravețele unde îl pui? Păi castravețele nu-s bun pentru... Pentru față? Da, dar unde îl pui aici? Cu apă. Și cum dacă apă o pui prin găurica aia? Eventual pui pe fundul recipientului și după aia îl bați, nu știu. Da, da. Eu venit cu o idee să pun și feliuțe de castraveți în recipientul ăsta și să încheți împreună și dai pe față. Not bad. Și tocmai ce v-am arătat și nou catalog. Catalogul următor din campania 4. Super preț. Da. La 30 de lei va fi acest nou ruj. Da, aștept să-l răsfoiesc să văd ce este de capul lui. Și bineînțeles, ultimul, mai bun magazine. Oferte pentru reprezentanți plus produse ce se vor lansa în campania de după și le pot testa înainte. Da, dragilor, cam atât cu acest unboxing al campaniei 3 la Avon. Doamne, parfumul ăsta, băi, e foarte fain. Nu pot, nu are simt cocos acolo. Nu. Oare cocos? Sau iris? E și o mică tentă de cocos, nu știu. Ei, nu știu, aia m-a lovit inițial. Dar aia, chiar, păi chiar se merită, chiar e fain. Bun, cam atât cu acest clip de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și ne vedem în clipurile următoare. Eu sunt Oana, v-am pupat, pa!